Bine m găsi, prieteni, probabil dacă Rusia ar vrea să plătească niște propagandiști în România, n-ar găsi pe nimeni mai bun și nu cred că ar avea atâția bani să plătească, așa cum face propagandă doamna Șoșoacă și toți șoșocii de lângă ea, aurici, neaurici, ce fi. Pur și simplu, doamna Șoșoacă a declanșat un asalt total al trollilor ruși împotriva României, până la urmă. Dar de ce spun asta? Pentru că atunci când un politician din România, cazul nostru, o ia pe ulei doar pentru audiență, doar pentru satisfacția aproape sexuală a laicurilor, like a șerurilor, a recunoașterii în bulă, da? ei bine, luatul ăsta pe ulei declanșează discursuri politice, până la urmă. Declanșează asalturi ale propagandei inamicului, o să spui pentru că despre asta e vorba, împotriva noastră a tuturor. De ce e importantă discuția asta? Sigur, fac o paranteză, o să spun unui domne, iar șoșoacă, să nu băgăm supreș asta. Să nu băgăm supreș pentru că dacă ne uităm la numărul de voturi pe care l-a luat doamna șoșoacă, trebuie să ținem seama de voturile alea. Și atunci mi se pare corect să explicăm și cel care celor care au votat cu Madame Șoșoacă sau sunt tentați să voteze cu această doamnă sau cu șoșocii din jurul ei, să le explicăm băieți, vouă vă faceți rău. Sigur, vouă și nouă, adică tuturor. Asaltul ăsta al trolilor este fulminant, mai ales prin minciunile pe care le degaje, exact ca o putoare de a nu știi de unde vine, dar dintr-o dată trezești înconjurat. Nu mai poți să ieși din putoare, ca dintr-o ceață, ca dintr-o negură. Bun, vin și spun, uh, au luat niște imagini din uh, 2017 când lumea protesta împotriva ordonanței 13 aia lui Grindianu, să-i spun, da? Trăiți, domnul vicepremier, ce bine -mi pare că v-ați realizat. Profesional era să zic, dar mi-am mușcat limba. Bun. Au luat imagini de la marile demonstrații împotriva călcării în picioare a justiției și le-au pus cum că, domnule, sunt mari manifestații în România împotriva trupelor NATO. Bun, vin și mai tari, care zic, știi, soldați români și polonezi în nordul Ucrainei au refuzat să participe la o luptă și au fost uciși vreo 12 dintre ei, adică o nebunie. Și atenție, sunt cuvinte cheie. Adică soldat român, soldat polonez, de ce? Polonia și România sunt capetele de pod în flancul de est al NATO, Bun. se sprijină pe o uh, uh, Polonie foarte fermă, da, vehementă împotriva Rusiei, se sprijină pe o Românie care, mai discret, dar aduce aici ce este de adus, adică vorbim despre trupe, vorbim despre armament, vorbim despre măsuri de securitate normale atunci când te afli uh, lângă o zonă de război, Bun. Uh, îi pune. Pe soldații polonezi, mă rog, care nu există în nordul Ucrainei, pe soldații români, care iarăși nu există în nordul Ucrainei, îi pune acolo, într-o zonă strategică. În nordul Ucrainei, dar de ce? Nordul Ucrainei, e lângă Belarus. Dincolo de granița Ucrainei, acolo în Belarus, există vreo 9000 de soldați, belarusi și ruși, staționați în caz de ceva. De ce? Pentru că Livovu este un obiectiv strategic al invaziei ruse, în cazul în care se dorește, ca strategie, o escaladare a războiului. Adică i-ai pus pur și simplu, ți-ai așezat în așa fel cuvintele cheie în discurs, încât să crești niște personaje dușmani din afara Ucrainei, pe care oricum o considerai tu Rusia un dușman un dușman care nu există, că așa că Ucraina, Ucraina nu există, bun, dar ai pus acolo și ingredientele prin care să te poți agăța de NATO. Deocamdată la nivel de troli. Probabil va exista în discursul imediat, în discursul politic imediat de la Kremlin și referiri la România sau la Polonia. Și asta pentru că niște uh, tipi fascinați de propria persoană, tip care își umflă Așa cum umflăm noi baloanele copiilor la, la, onomastică, propria personalitate, își fac o bulă și au impresia că aia este țara lor. Oamenii ăștia fac rău imens României. Doar pentru că lor, lor le place, sunt, sunt într-o adicție de asta perpetuă față de propria importanță, față de propria audiență. Și aici, mă rog, șoșoacă, treaba ei, asta o duce capul, atâta face la urmă, despre asta este vorba în orice ființă umană. Bun. Dar mă gândesc la ea de lângă ei. Băieți, voi veți suferi primii. Înțelegeți? Voi aia antisistemă între ghilimele, care vă catalogați drept niște, niște triști martiri ai, ai postmodernismului, niște, niște victime ale conspirațiilor. Să știți că dacă, Doamne ferește, se întâmplă vreo talpă rusască în țara asta, voi veți suferi primii. Dar de ce? Pentru că rușii, dacă ai observat, când dau de ceva antisistem, ori pică de la fereastră, mă rog, sunt picați de la fereastră, ori nu știu cum pică din tren, ori se neacă în piscină, ori, ori, ori. Sunt luați de pe stradă, pur și simplu, sau ca nemțov, împușcat în cap. Adică, culmea, își fac ăștia șoșocarii propria lor capcană. Ia du-te tu în Rusia și fii antisistem Să nu urci mai mult De etajul 1 că de la etajul 1 îți rupe o mână, îți rupe un picior De la etajul 2 Așa te pică alții De te trezești cu gâtul rupt Mă rog, te trezești, este o metaforă Se trezește familia că te aduce cumva Într-un copârșău Asta trebuie spuse Pentru că deja există un melaj incredibil În România da, De conspirații care vin clar pe linia Rusiei, cel puțin pe linia narrativă a Rusiei, n-am spus niciodată și nici nu o să spun că nu știu care merge la Kremlin să ia Rusii, bun, uh, și uh, europenitatea asta refuzată. Adică încet, încet lucrurile astea se unesc. Eu nu spun că sunt pro-Rusia, dar uite ce ne face Europa. Eu nu spun că sunt pro-Rusia, dar de ce să ajutăm Ucraina? Eu nu spun că sunt pro-Rusia, dar să le dea Ucraina nu știu ce înapoi. Zău! Și dacă îți dă Ucraina înapoi Cernăuțului, dai și tu Constanța Bulgarului, Clujul Maghiarului, Banatul Bănăsanului, Bucovina Bucovineanului sau cui ei mai da? Adică, dintr-o dată, se trezesc mulțimi de troli, până la urmă, că dacă te uiți la ei, de mama lor, scriu într-o limbă română aproximativă, se trezesc o grămadă de troli care să vină cu, cu revanșa pur și simplu pentru că nu sunt în stare să-și genereze propria istorie, de familie sau, sau profesional sau etc., fac apel la marea istorie. Și marea istorie, fără o revanșă, vorba, e pustiu. Fără revanșă, istoria e pustiu, cum ar veni după vorba cântecului Tembel. Bun, și atunci găsesc repere. Uite, doamna Șoșoacă este un reper. alt auristul, Simeon, este un reper. Am făcut astăzi, am înregistrat două emisiuni cu Cristi Ivaneș, foarte, foarte faine. Una o să o dau dimineață, probabil alta apoi dimineață, în care am vorbit despre o lege băgată deja în școli din Rusia. Și atenție, da, o nouă materie obligatorie, acum se va băga de la anul și în universități. Conversații despre lucruri importante opa, lucrurile importante ți le spun eu, cremlinul care sunt, da, și acolo, tradiții, să fii mai rus decât rusul, să fii mai rus decât până acum, și mă duce gândul, băi, cum se potrivesc astrele în cazul lor, la legea pe care au, am vorbit despre unez, da, o duce în Parlament cu că tradiții, Geonoaia, Caloianu, să fim noi mai români decât românii, să, să colcăim de românitate, atenție, Astea le vezi de la părinți, de la bunici. Le poți învăța pe viu, mergând la muzeul satului și se întâmplă asta în fiecare școală, aproape cel puțin din marile orașe, da? în săptămână altfel, vorbim de România, când copiii merg la muzee, merg la muzeul satului, merg la tot felul de ateliere meșteșugărești și văd tradiția. Ideea este să te duci, asta e ideea aurului, să meargă umăr la umăr cu sistemul rusesc. Sigur că dacă îi întreb, dacă îl pe George Simion, domnule, da, dar, dar n-am nicio legătură, noi ținem la tradiții, la ițar, la izmenele alea albe, la opingi, la pătrunjel, la coada șoricelului, gata cu norofenul, să-l ia cu de algocalmin. Adică, pur și simplu, te aduce într-o zonă în care, dacă ești naiv, dacă ești un tip care a urât cartea toată viața, băi, te simți foarte confortabil. Ați văzut ăia cu eurile, vor să ne omoare spune, același care ia tot felul de substanțe de contrabandă din Serbia, unde nu se interzise, că nu e în Uniunea și le aruncă pe roșii, desfac țuguiul ăla așa, da? și zici, vai, am mâncat roșii din grădina românească, roșii românești, și de fapt tu bagi acolo în tine, dă să meargă tot felul de substanțe interzise în orice parte civilizată a lumii. Bun? Și dacă ești un tip ca ăla, zici, da, domnule, Băi, gred, l-am auzit pe Daia, l-am auzit pe Rareș Bogdan, bă, care vorba, nu, nu PSD. Dacă a zis Rareș, eu și eu și da în batistuță. Nu mâncați greieri, băieți, luați tocană, luați, dă să meargă. Ăștia pică în capcană. Și mă întorc iar la doamna Șoșoacă. Eu mă gândesc, băi, ce te, ce te mână în luptă? Că până la urmă, ok, băi, ești senator, ai niște bănuți. Ca avocat, nu cred că ai răbdat foame. Acum nu cred că dai pe din afară de iubire de țară în așa fel încât să o urli în limba rusă. Sau cel puțin să o visezi. Dar oarecum se simte un om care, nu știu, o luat tot doi să meargă cu discursul, cu toate nebuniile astea, când vede că este, cum să zic, motorul trolilor ruși împotriva României. Madame Șoșoacă, ți-am scris acolo în limba rusă. Ești mulțumită? Am vrut să scriu, dar era mai lung cuvântul. Ești satisfăcută? Dar n-am vrut să se gândească lumea la ceea ce se gândesc oamenii de obicei când vorbesc despre satisfacere. E, sunteți totuși... E, sunteți... Doamne, că mai e gura pe dinainte și încep să zic prostii. Da, doamnă, sunteți frumoasă. Sunteți și deșteaptă. Și de vreme acasă. În rest, ca nu-ți fie mai gorba ce o va te -ai.